Parce că asistații sociali jonglează, pentru că ei știu programele astea de ajutor și în cazul în care nu se califică pentru unul, încearcă să se califice pentru altul. Da. Și mai ales atunci când ai o motivație financiară de a rămâne asistat social, făcându-ți calculele după, zicem, vrei să începi un job, ai niște cheltuieli de deplasare, mă rog, trebuie să apari într-o anumită ținută acolo și așa mai departe, și după ce tragi linie, observi că de fapt rămâi în mână cu bani mai puțin decât dacă ai fi fost asistat social de către guvern. Bine, și mai au și rezultate din astea perverse când ai programe separate, cu criterii separate. De exemplu, nu mai știu, mi se pare că Thomas Sowell descoperise cândva prin anii 80 că unul dintre efectele perverse al introducerii ajutorului pentru mamele singure a fost că au descurajat numărul de căsătorii în comunitatea de culoare. Pentru că de obicei acolo, da, bărbatul putea să facă ceva, da? Dar dacă ei erau căsătoriți, erau priviți ca o familie și atunci ea nu se mai califica pentru ajutorul social respectiv. Și prin urmare, Divorț. au dat cu, nici măcar nu se mai căsătoreau din prima. Știi? Au dat cu manta în Sau asta. zice că nici sclavia n-a distrus atât de mult familia Comunitatea, decât familia programele astea. decât față de... Da, asta e o altă chestie pe care o zice să o... Așa. Uite, apropo de ce zicea Gabi, de calculul pe care și-l face asistatul social, Rorva spune aici că își face calculul comparând și cu cât ar câștiga. Dacă el primește 4.000 de dolari ajutor pe an, el nu o să muncească pe ce sub 4.000. Da, Și chiar puțin peste, deci și nu. mai e o chestie pe care o spune Rothbard, care mie mi-a plăcut în sensul că nu mă gândisem la ea chiar din punctul ăsta de vedere. Atunci când muncești, da, ai mai multe cheltuieli decât atunci când stai degeaba. Că trebuie să te duci, deci o parte din Salariul cheltuielile câștigat. tale sunt strict legate de faptul că ai un loc de muncă, da? Trebuie să ai haine curate, trebuie să te duci până acolo și să te întorci. Bine, acum, în epoca muncii remote, să zicem că astea au mai dispărut, dar oamenii care sunt asistați social, de obicei nu poate să lucreze de acasă, trebuie să se ducă acolo. Știi? Și atunci, na, trebuie să fii tuns, ras, să nu puți, deci spălat. Da? Și astea sunt cheltuieli pe care, să zicem că dacă tu stai la tine în casă și nu ieși din vizuină decât o dată pe lună, da, să te duci să-ți iei cecul și în rest discuți cu Glovo, nu ai genul ăsta de cheltuieli. Și asta, ce vrea să spună Rothbard aici, e că chestiile astea lucrează împotriva incentivei unui om de a-și lua o slujbă, pentru că el are nevoie de un randament și mai mare. Deci nu e numai faptul că între 4.500 de dolari și 4.000 stat degeaba, Nu, dar nu plus e că semnalul pe care îl aștepți? nu. Plus că faptul că depui un efort când lucrezi. Pe când așa poți să stai la filme sau să stai pur și simplu și să nu faci nimic. Și bine, poți să stai și să citești Rothbard. Asta Fii atent, ca deja asistat. e utopic. Ca asistat, tu ai tot interesul să te duci la forța de muncă cât mai jigărit, cât mai vai de lume. Dacă tu te duci la 4AC, te dau aia afară, nu-ți mai dau bani. Și asta e adevărat, da? Da. Dar ca să duc raționamentul ăla până la capăt, ideea era că dacă stai degeaba față de, deci pe 4.000 față de, dacă muncești pe 4.500, e una, da? Dar dacă tu din aia 4.500 trebuie să cheltuiești oricum 700 ca să te întreții, ca să poți să te duci la muncă și să te întorci, da? Deja ia 4.500, nu mai sunt 4.500, sunt 3.800.